Bună tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube! Pentru astăzi v-am pregătit un video foarte, foarte, foarte special și când spun foarte special, nu glumesc, acest video vă va schimba viața, ai bine nu viața, însă fesele. Pentru că astăzi voi împărtăși cu voi un mic secret pe care îl pun eu în practică atunci când îmi lucrez fesele. Este foarte important să ții cont de acest mic secret pentru că îți va schimba forma feselor, te va ajuta să simți mult mai bine toate exercițiile și te va ajuta să obții rezultate mult mai bune decât dacă nu pui în practică acest mic truc. Așa că o să vă spun acum despre ce este vorba. Este vorba despre activarea feselor. Atunci când îți lucrezi fesele, de fapt când îți antrenezi fesele, trebuie să le activezi puțin înainte ca pe parcursul antrenamentului toate exercițiile pe care le faci să le simți mult mai bine și să lucreze mult mai bine, așa vei obține niște rezultate mult mai rapide decât dacă nu faci acest lucru înainte de antrenamentul pentru fese. Ideea este că este foarte rapid, așa că nu trebuie să vă speriați, ai nevoie doar de 5, maxim 10 minute pentru această mică rutină înainte de antrenamentul tău pentru fese. Este vorba de doar câteva exerciții pe care trebuie să le faci înainte. Depinde cât timp ai tu la dispoziție și până simți tu că începe să ardă puțin acolo fesele. Așa că tot ce trebuie să faci sunt 5 minute înainte să-ți începi antrenamentul pentru fese, fie că este antrenament cu benzi, fie că este antrenament cu greutăți, fie că este antrenament fără greutăți și doar cu greutatea corpului. De asemenea, dacă aveți nevoie de antrenamente pentru fese și nu știți cu ce să începeți, după ce faci această mică rutină, intră pe linkul din descriere, acolo vei găsi antrenamente pentru fese, fără greutăți, cu benzi sau cu greutăți, de asemenea cu săculeți pentru glezne, toate pe pagina mea de YouTube, trebuie doar să intri pe linkul din descriere. Așa că nu vă mai rețin, vreau să trecem direct la exerciții, însă înainte de asta, dacă sunteți noi aici pe pagina mea de YouTube, nu uitați să vă abonați pentru că sunt aici foarte, foarte des cu videouri și antrenamente pentru voi care vă vor ajuta să vă schimbați corpul lucrând de acasă sau lucrând oriunde te afla. Așa că haideți să trecem la treabă, apasă pe butonul de subscribe înainte să începem. Așa că primul exercițiu pentru activarea feselor este din picioare. Este foarte simplu, este format din două mișcări, de aceea îl vei simți foarte bine pe fese. Lucrăm pe acest picior, duci piciorul în spate, depărtezi foarte bine, te duci cu genunchiul înspre saltea și facem o fandare. Te duci cât mai aproape de saltea, te asiguri că acest genunchi nu depășește vârful piciorului și este puțin mai în spate. Cât mai aproape de saltea, te ridici în sus, apoi ridici piciorul drept cât mai în sus și încerci să-l ții cât mai drept. Cam așa trebuie să arate mișcarea ta. O să vă arăt puțin mai rapid, prin câteva mișcări, cam cum trebuie să arate exercițiul tău când lucrezi. Deci, fandare, ridici piciorul drept în sus. Trebuie să ții cont de două lucruri. Te duci cu genunchiul cât mai aproape de saltea, iar acest genunchi să nu depășească vârful piciorului. Când te ridici în sus, piciorul tău să fie drept și îl ridici cât de sus poți tu. Foarte important să ții piciorul cât mai drept. Poți să faci acest exercițiu pe fiecare picior câte 20 de repetări, două serii. Două serii sunt de ajuns pentru că este activare și nu antrenament. O să vă mai arăt încă o dată, 2-3 repetări și pe celălalt picior exact la fel, cam cum arată din partea cealaltă când faci exercițiul, apoi trecem la următorul. Deci, genoflexiune, genunchiul cât mai aproape de saltea, te ridici în sus, piciorul drept, poți să repeți acest exercițiu puțin mai rapid. Cam așa trebuie să arate exercițiul tău, vei face 20 pe acest picior, două serii, exact la fel pe celălalt picior. Piciorul drept, genunchiul cât mai aproape de saltea, acesta nu depășește vârful piciorului, te ridici în sus piciorul drept. O să fac câteva repetări puțin mai rapide, cam cum trebuie să le faci tu și cu ce viteză. Cam așa trebuie să faci tu și cam cu această viteză. Dacă simți că ți este puțin mai greu și nu poți să ții echilibru, poți să te sprijini de perete sau orice este lângă tine.
Foarte bine! 20 de repetări pe fiecare picior, 2 serii, apoi cobor pe saltea la următorul exercițiu. Al doilea exercițiu, din nou pe fiecare picior, este un exercițiu simplu, însă dacă te concentrezi să-l execuți corect, îl vei simți foarte bine pe fese și te va ajuta să-ți activezi fesele mult mai bine după primul exercițiu. Așa că după primul exercițiu, cobor pe saltea și faci acest exercițiu. Te sprijini pe brațe și pe genunchi și lucrezi doar pe un picior, piciorul îndoit și îl ridici în sus, îl duci în lateral foarte, foarte bine, apoi revii ușor înspre saltea, exact cum ai plecat, însă nu atingi salteaua. Rotești foarte bine în sus, te asiguri că îl ridici cât mai sus în spate și cât mai sus în lateral, vii ușor înspre celălalt picior, însă nu atingi salteaua. Este foarte, foarte important să ridici piciorul cât mai sus în spate, te duci în cerc în lateral, cobori ușor în jos, pe lângă celălalt picior. Faci pe acest picior 20 de repetări, iar pe celălalt picior exact la fel 20 de repetări. O să vă mai arăt încă o dată pe acest picior, apoi o să vă arăt cum arată din acest unghi pe celălalt picior, ca să înțelegeți exercițiul puțin mai bine. Știu că pare simplu, însă trebuie să acorzi atenție ca să-l execuți corect, altfel nu îl vei simți pe fese. Pe brațe și pe genunchi și rotești în sus, în spate și în lateral foarte, foarte bine. Cam așa trebuie să arate exercițiul tău pe acest picior. Și vi-l arăt acum și pe celălalt picior. Este exact la fel, doar că vreau să vedeți cum arată și de pe celălalt picior din acest unghi. Foarte bine, cam așa trebuie să arate acest exercițiu. Știu că pare simplu, însă după primul exercițiu din picioare, îl vei face pe acesta și vei simți cum îți lucrează foarte bine fesele, adică vei simți cum se activează ușor, ușor și le pregătești pentru antrenament. 20 de repetări pe fiecare picior, câte 2 serii. Deci primul exercițiu, 20 de repetări, 2 serii, cobor pe saltea. Acest exercițiu, 20 de repetări, 2 serii. Foarte bine, cel de-al treilea și ultimul exercițiu, unul din favoritele mele, pentru că de fiecare dată când îl fac, chiar dacă îl fac singur, simt cum mi-activează fesele direct. Așa că trebuie neapărat să-l adaugi în rutina ta de activare înainte de antrenament. Dacă nu faci 2-3 exerciții, măcar încearcă să faci un exercițiu, 4-5 serii, câte 20 de repetări. Așa că sugerez să-l faci pe acesta. Dacă nu ai foarte mult timp la dispoziție să faci toată această rutină de 5 minute, faci doar acest exercițiu, 4 serii, 20 de repetări, puțin mai rapid pe fiecare picior și te va ajuta să activezi fesele doar cu acest exercițiu. Așa că ultimul exercițiu, însă să știți că vreau neapărat să faceți toate 3 exercițiile pentru că vei avea o activare mult mai mare, vei simți mult mai intens. Așa că este foarte important, dacă ai timp, fă toate aceste 3 exerciții pe fiecare picior. Așa cum am spus, acesta este favoritul meu, așa că acordă atenție, încearcă să-l execuți cât mai corect și vei vedea cât de bine îți lucrează fesele. De asemenea, poți să faci acest exercițiu de activare ca și un exercițiu în antrenamentul tău de fese normal, însă repeți puțin mai multe serii. Foarte bine, acest exercițiu este de pe o dungă, pe cot, picioarele apropiate, unele peste celelalte și toată puterea ta se pune în acest picior. Mâna pe talie, împingi în acest picior, te ridici sus de pe saltea, iar de aici te ridici în sus și depărtești genunchii sus foarte, foarte bine. Stai acolo puțin, vii înspre saltea, însă te duci cu fesele puțin înspre călcâie când vii înspre saltea. Depărtești sus, revii pe saltea. Este puțin mai complicat până prinzi mișcarea, însă o să vă arăt și din spate cam cum trebuie să arate, pentru că din față nu poți să vezi exact cum se duc fesele lângă călcâie. Este foarte cald și de aceea vorbesc așa. Sunt 36 de grade afară, am început să transpir și e foarte cald. Așa că îmi pare rău dacă vorbesc puțin mai rapid. Îmi cer scuze, e foarte, foarte cald. Foarte bine, o să vă arăt și de pe partea cealaltă să vedeți cum arată când te duci cu fesele înspre călcâie, pentru că din față nu se vede foarte bine.
Ok, picioarele unele peste celelalte, sprijinit pe acest cot și toată puterea ta se duce în piciorul de pe saltea. Mâna pe talie, împingi în acel picior, te ridici sus și depărtezi acest picior foarte, foarte bine. Revii către celălalt, iar de aici te duci cu fesele înspre călcâie când revii pe saltea. Stai acolo o secundă, din nou te ridici în sus și depărtezi. O să vă arăt câteva mișcări ca să înțelegeți cum trebuie să arate exercițiul vostru. Aceste mișcări le poți face puțin mai rapid sau mișcări normale sau ușoare. Depinde foarte mult cât de corect faci exercițiul. Dacă îl faci corect, mișcările ușoare sunt foarte bune. Îl vei simți foarte bine pe fese. Dacă încă nu știi să-l faci foarte corect și nu simți exercițiul foarte bine, poți să faci mișcări puțin mai rapide, însă mai multe repetări, 25-30 de repetări pe un picior. O să vă arăt din nou încă o dată, tot din spate, să vedeți exact cum arată exercițiul. Picioarele unele peste celelalte, sprijinit pe cot și începem. Împingi, depărtezi sus. Te duci cu fesele înspre călcâie când revii pe saltea. Încerci să depărtezi foarte, foarte bine piciorul sus. Foarte bine. O să vă mai arăt încă o dată și din față, ca să-l înțelegeți și mai bine. V-am spus, acesta este exercițiul meu preferat, așa că vreau să mă asigur că îl înțelegeți foarte bine și îl puneți în practică. Ideea este că pentru acest exercițiu, din nou, trebuie să faci pe fiecare picior, odată pe partea aceasta, odată pe partea cealaltă, din nou 20 de repetări pe fiecare picior, două serii. Asta pentru că este activare. Dacă îl pui în practică în antrenamentul tău, poți să faci 4, 5, 6 serii. O să fac câteva repetări din nou, ca să vedeți cum arată când îl repeți de câteva ori. Cam așa trebuie să arate exercițiul tău. Din nou, așa cum am spus, trebuie să faci pe acest picior și pe celălalt picior, adică o dată pe partea aceasta, te rotești, o dată pe partea aceasta. 20 de repetări pe fiecare picior, două serii. Știu că m-am repetat foarte mult, însă vreau să mă asigur că ați înțeles despre ce este vorba. Sunt trei exerciții. Primul din picioare, al doilea de pe saltea și al treilea pe care doar vi l-am arătat. Fiecare exercițiu, 20 de repetări, două serii și le faci unul după altul. Poți să-l faci la sală, înainte de antrenamentul tău pentru fese, sau poți să-l faci acasă, tot înainte de antrenamentul tău pentru fese. Pentru ambele variante vă va ajuta foarte, foarte mult. Sper că v-a plăcut acest video și sunt sigură că vă va fi foarte util dacă îl puneți în practică. Veți vedea o mare diferență și o schimbare atunci când vă lucrați fesele. Veți simți antrenamentul mult mai bine pentru fese și de asemenea vă ajută să vă formați fesele puțin mai bine, așa că această mică rutină de 5 minute are foarte, foarte multe beneficii. Nu uita să dai un share prietenelor tale cele mai bune care își lucrează fesele și vrea să aibă o diferență foarte bună într-un timp mai rapid. Acest mic truc o va ajuta foarte mult, la fel și pe tine. Mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Dacă aveți orice fel de întrebare sau sugestii pentru alte videouri pe care ați vrea să le fac, puteți să lăsați un comentariu pentru că le citesc pe toate și încerc să răspund la toată lumea. Iar dacă aceasta este prima dată când ai venit pe pagina mea de YouTube, m-ar ajuta foarte mult dacă te-ai abonat la pagina mea și de asemenea te-ar ajuta pe tine pentru că nu ai ratat niciun video. Sunt aici foarte des, așa că apasă pe acel buton de subscribe ca să primești notificare de fiecare dată când postez un video nou. Cam atâta pentru astăzi, vă pup și ne vedem curând!